Un polițist local din cadrul Serviciului Siguranță rutieră aflat în timpul liber a observat în timp ce se deplasa pe strada Eternității un portofel căzut lângă mai multe tomberoane. Cum părea să aibă în el bani și documente, l-a verificat și a constatat că în interior se află suma de 3.530 de lei și 900 de franci elvețieni, carduri bancare și acte de identitate pe numele unui bărbat în vârstă de 52 de ani cu domiciliul în localitatea Măureni, Caraș-Severin. Acesta a preluat portofelul, a solicitat în sprijin un echipaj al poliției locale, împreună cu care s-a deplasat deplasat la secția 3 poliție în vederea predării bunurilor. Cetățeanul care a pierdut portofelul se prezentase cu puțin timp înainte să reclame dispariția acestuia. Bărbatul a fost contactat de polițiștii locali și s-a prezentat pentru a-și primi actele și banii. Acesta a fost extrem de fericit pentru că nu mai spera la recuperarea lor. A declarat că muncește în străinătate în construcții, iar o parte din bani erau primiți de la fica sa pentru a face unele lucrări în curtea proprie. Cu emoții în glas a mulțumit colegului nostru care nu a trecut nepăsător și l-a ajutat astfel pe om să-și recupereze banii munciți cu Trudă. Îl felicităm pe colegul nostru și îi mulțumim pentru că a dat dovadă de umanitate, demonstrând încă o dată faptul că Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara promovează spiritul civic, fiind în permanență alături de cetățeni și implicându-se activ în soluționarea problemelor comunității, transmit reprezentanții instituției.